Ei, salut și bine m-am regăsit la un nou episod de Clash Royale, la practic revenirea pe canal a mea. E o poveste destul de lungă, în primul și în primul rând sper să nu vă deranjeze faptul că n-am lumina aprinsă, dar... Așa, dar pur și simplu e mult prea cald ca să țin lumina aprinsă și ce vreau să vorbesc un pic cu voi. Vă mai așa scaunul? Bun. Vreau să vorbesc cu voi despre faptul că vom începe din nou să postăm pe acest canal. Bă, sper că dacă sunteți fericiți că voi începe din nou să postez doar gaming pe acest canal, gen foarte mult gaming. Să lăsați un like la acest clip ca să-mi arătați cât de mult susțineți ideea mea. Adică dacă vreți să fac iară gaming pe acest canal, practic apăsați butonul de like, să vă și acolo multă susținere și... Poate o să mă reapuc, eu chiar vreau să mă reapuc. Ideea e că mi-am luat și un strike pe celălalt canal, da, s-a întâmplat chestia asta. Mi-am luat un strike pe canalul de vlog și nu mai pot face live stream-uri. Și probabil voi face live stream-uri, dar pe acest canal. Și deocamdată nu mă gândesc decât la gaming, nu mă gândesc la live stream-uri. Vreau și live stream-uri, dar nu știu deocamdată. Bun, ideea e că vreau să reîncep, sper din tot sufletul să apăsați cu toții butonul de like pentru revenirea mea. În rest, nu știu ce să zic, îmi pare rău că am lipsit atâta, am avut niște probleme pe viața mea personală și practic de aia n-am mai putut, nu mai postez și tot felul de chestii, dar sper să înțelegeți. Hai să prindem un pic asta pentru oamenii mei, să mă vadă ei mai bine, chiar dacă sunt topiți de cald. A, totuși aș putea să dau drumul la... Hai mă! Hai mă! Ăla-i mă! Bun, așa. Bun, hai să vedem cum facem ce vreau să facem astăzi. S-a băgat acest clown challenge pe care eu aproape l-am câștigat și am un deck super, super tare cu care vă pot arăta cum să câștigați. Ei bine, deck-ul este acesta. Folosesc în deck-ul acesta clona, pentru că e obligatoriu, e logic, și cărțile astea. Bă, după părerea mea, deck-ul ăsta e un monstru. Dacă nu dai de counter, deck-ul ăsta este o absolută bestie. Dar n-aș vrea să mi se vadă... stați o secundă. Ok, cred că e mai ok așa. Bun, să nu mi se vadă și mie asta. Să mă apuc, ok. Joacă cu golem, sunt șanse mari să-mi dea mare counter, pentru că majoritatea așa sunt. Stați o secundă să trag un pic de chestia asta. Eu încă mai îmi lucrez la ceea ce fac aici cu OBS-ul, pentru că practic am luat, o iau iar de la capăt eu. Da, e un pic ciudat, mă rog, nu mă băgați din seama. Bun, să facem și asta. Bam, bam, bam. Ok, nu știu cum îl oprim pe ăla, nu mă întrebați. O să fac un witch, nu știu. Pentru că scoate ăia, cred, nu știu. Nu știu în altfel, n-am nici cea mică habar ce să facem. Ai, ok, ne-am descurcat destul de bine, cred. Clona? Nu, fix acolo trebuia să dau clona. What the fuck? Ce beți puternici, nu știam că sunt așa de puternici, chiar dacă sunt clonați. Se pare că am dat super, super mult damage și pe partea dreaptă și pe partea stângă. Bă, de cost este extrem de puternic, v-am zis. Eu cu el până acum aproape am câștigat tot challenge-ul. Nu știu acum, eu cred că vom reuși să-l câștigăm pe tot. Mai am o singură victorie de făcut, m-am jucat eu un pic solo. Am jucat și un meci în arena, parcă. Și am pierdut, nu mai știu, nu, parcă am vrut să joc. Am jucat în arena și așa am câștigat, parcă. Am câștigat cu un trofeu, da, am câștigat, am dat doar un singur turn. E ok, e ok, zic eu. Bun, hai să băgăm ăsta plus archers și scoatem repede Elite Barbzu. Elite Barbzu e destul de easy dacă ai Knight plus Archer și ies și pe plus cu elixirul, ceea ce este super, super fain. Bun, 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 și o să facem, uite, acum o clonă, spong. Hai să vedem cum scoatem tot cu clona noastră nebună. E ok că Wizu targetează acel Lava Hound, o să mai punem un Lava Hound. Și acum nu știu ce vom putea face. Ah, e ok, ne dă freeze. Să-i dau în râs așa la mișto, oricum e GG. Adică, sincer, sincer, ce mai poți să faci la chestia aia, bro? Bă, e un deck extrem de puternic, v-am zis, eu rup cu el. Am jucat de am rupt, știu de la un prieten. Și de că eu nu pot să-l folosesc pentru că n-am nici Lava Hound, nici Witch. Deci exact cărțile astea pentru deck-ul ăsta nu le-am. Bun, dar măcar am terminat challenge-ul, pot să-mi iau îmi iau și eu frumos clona mea. Dați-mi toate clonele, încă o clonă, e ok, am 3 clone primite, deschidem chestul ăsta, hai să vedem, am primit 600 gold, 3 spear goblin, o rachetă și scheleți, frate. Du-te, Doamne iartă. Și mai pot să mai mă bag o dată în el dacă vreau. Și își face chestia asta pentru că pur și simplu îmi place foarte, foarte mult să joc cu decul ăla. Bun, poate că nu v-ați dat seama, să zicem, am primit niște bats. Yay, nice. Îmi place să-i upgradez. Aia am la level 7 deja. Bun, îmi place să mai, cred că mă mai bag o dată. Îmi place foarte, foarte mult chestia asta. Bun, și tot cu decul ăsta mă bag, fiți atenți. Deci îmi place super, super mult challenge-ul ăsta. Mi se pare absolut de genial. Pentru că poți să-ți faci ce deck vei tu. Și eu neavând cărțile astea n-am cum să joc cu ele în arenă. Și cred că dacă le-aș fi avut la level decent, bă, făceam ravagii, cred. Nu știu acum. Hai să vedem, ce putem să... Oh, m-a luat cu de-aia. M-a luat cu de-aia. Fac un baby dragon. Ce-a vrut să facă? Nici el nu cred că știe foarte bine. E ok că... Ah, nu e chiar ok. Pot să fac asta. Pentru că aia poți da destul de mult damage dacă sunt lăsați. What the fuck? Tipul trolează? Or what the fuck? Nu înțeleg ce face. Ok, eu o să fac asta. Cred că te las pe tine acolo, boss. Boss, să-ți vezi de treaba ta. Bun, și punem și un bomber pentru mai mult defense. Ok, respect. Cred că mai bine mergem pe partea aia și cu un Night Witch. Tipul e foarte... Ce-i cu tipul? Trolează? Da, cred că trolează. Hai să-i dau repede, totul jos. Ce-a făcut? Bă, tu ce-ai făcut și-o? Bă, îmi dau clonă pe Witch, te distrug. Ia-mă, boss. Ia-mă, boss, cum o facem pe asta. Ia, cum o facem pe asta, că mi-am dat mare clonă pe Witch. Bine, Witch-ul o să moară și el, dar... Mă rog, oricum eu mă duc pe 3 stele, pentru că așa e cel mai șmecher. Te distrezi cel mai mult când te duci pe 3 stele, frate, adică de ce te duci pe... Na, înțelegeți voi. Oricum, aproape l-am terminat. O să punem Baby Dragon aici pentru a scoate scheleții ăștia, că sunt super periculoși. Dacă îi lași, te gândești tu că nu dau ei mult damage. Da, dau scheleții aia, da, nu mai știi de tine la până la un moment dat. Deci, da, o să tragem, uite, aici ăsta. Încercăm să-l tragem cât mai mult. Eu zic că reușim să-l spargem. Dop. Ne omoare el nou Knight-ul, da. Da, lasă-l acolo, îți dea damage. O să punem Elixir Collector. E un pic ciudat omul, adică nu știu, cred că trolează. What the fuck? Fiți atenți când damage îmi dă. Să pun un bomber. What the fuck? Ce troll e omul. Ok, oare joacă cu un deck de troll sau ceva? Uitați-vă. Ești ciudat rău, nu știu. Hai să ne ducem pe el. Ok, hai să ne ducem pe el să nu mai pierdem timpul. Pierdem prea rău timp, aiurea. Ok, batem acolo tot ce-i de bătut. Facem și asta. Punem și Night Witch-ul. N-ai verișoare, n-ai șanse, potolește-te. Și acum, mă bate. Dacă, deci dacă nu mă apăram acolo, mi-o luam. Mamă, cât de aproape am fost să-mi iau de la fraierul ăsta. Ok, ciudat. Bun, deci încă o victorie. E ok că eu îmi fac coroanele pentru Crown Chest, deci deschidem și Crown Chest. Am mai deschis eu unul, deci asta este al ultimul pe ziua de astăzi, ultimul Crown Chest pe care l-avem disponibil. 600 gold, 3 gems. Mortare, Battle Ram, Bats 56, destul de bine și o epică. Băi, o epică, totuși. Epicele știți cum ar veni, sunt super, super bune. Chiar dacă nu sunt ele legendare, adică ceea ce ne trebuie nouă, dar sunt ok și epicele. Hai să mai băgăm un singur match pentru final de episod. Cred că e destul de ok dacă mai băgăm un singur match. De obicei, în decul ăsta vrei să începi cu pompa pentru că vrei să pompezi. Nu știu dacă vrei tu să faci asta, dar eu zic că poate vrei, nu știu. I don't know, bro. Ok, ideea e că... Da, ok, mă atacă și pe partea aia un pic cu prințesa aia lui nebună. Bine. Bine, bro. Bine, bro. Kiki my dick in my pants. Hey, kiki. Hai să vedem, I'm gonna do this. Și cu archers. What the fuck? No, nu că-mi bate witch-ul. Chiar dacă a spawnat scheleții ăia nebuni. Ok, ok. Bă, nu știu ce să zic. Eu cred că dăm destul damage. Orice ar fi, destul damage, eu tot dau. Am dat un damage decent pe lângă el, care n-a dat absolut nimica. Cred că e destul de puternic tipul ăsta. Eu zic să mă liniștesc pentru că e chiar destul de puternic. Acum nu știu. Aș pune un colector. Na, nu-mi permit. Nu-mi permit pentru că a făcut asta și o să pun și un baby dragon să ajute la scoaterea acelor minioni nebuni. Ok, bun, hai că am rezolvat. Scoate-o și pe nebuna aia de... Dă-ia damage. Că dă destul de mult prințesa, eu zic să ne liniștim. O să pun elixir colectorul pe partea dreaptă. Ok. Game my pants. Hey! Ok. Și la ori 2 cred că îi dau 3. Așa cred, nu știu. Adică e destul de bun ăsta. Mâncava și talentul vostru de țărani. E destul de bună asta, nu știu ce să zic. Ok, l-am spart. Nu mai face nimic. E destul de bună combinația, deck-ul, mă rog, în sine. Hai să vedem. O iau din spate, o iau din spate, nu mă grăbesc. Ok, o iau din spate pentru că nu mai am nevoie, mă cac în prințesa lui. Doar atâta o să-i fac. Ok, stați o secundă. Hats și hats. Ok, bate-l pe la repede de tot. Bun, bun, bun. Știu ce o să-mi facă. Știu și eu ce o să-i fac lui. O să-i fac asta. Fuck it, nu, no. Clonă, clonă, clonă. N-am luat și witch-ul. Na, respect, mersi mult de tot că mi-ai împins tu witch-ul acolo ca săracu. Ok, oricum i-am dat turnul jos, dar... Ce? Ce-a fost asta, bro? Bro, ce-a... Deci am pus elixir colector acolo că să-mi dea fire... Nu, de fapt n-are fireball în momentul ăsta. E ok. Ok. Hai că l-am... Mamă, ce mi-o dă pe partea aia. Mamă. Mamă, ce-mi face pe partea aia. Nu joacă deloc rău, tipul. Tipul nu joacă absolut deloc rău. O să pun și ăsta. Hai să vedem. Bă, mă inter... Nu, nu-i dau turnul încă. Not yet. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Trebuie să fac ceva, nu știu. Nu știu ce să fac, vă jur. Bateți bandita aia. Ok, tipul ăsta e extrem de rău, dar n-am speluri. Asta e problema mea. N-am absolut deloc speluri. Ok, mergem pe două. Mergem pe două. Nu prea mergem pe nimica, că... Mamă, ce-mi face omul. Ok, ok, go, go, go. Puțin damage. M-a bătut. No, not yet, not yet, son. Not yet, not yet, not yet. Ok, ok, eu zic să mergem pe el pe partea asta. Nu știu cu ce să mai mergem, că... Mamă, mâncați, ești talentul tău. Dă-i una, ăla-i, mă. Da, tati! Ha, ce video l-am văzut, mamă, mă speriasem un pic, nu știam ce se mai întâmplă, efectiv eram deja într-o stare din asta în care mă concentram maxim, dar l-am bătut, bă, sper că v-a plăcut acest episod din tot sufletul meu, avem și noi o legendară la shop, dar n-am bani de ea. Oricum, eu am fost Ale, vă mulțumesc mult de pe atenția acordată, iar noi ne vom revedea data viitoare, revenire, pa, pa!